Administrația locală de la Petroșani nu poate scoate la licitație concesionarea parcărilor din reședință de localitate. Hotărârea aprobată în vara acestui an nu a primit avizul de legalitate din partea Prefecturii Hunedoara. Petroșenenii care sperau că dau un ban, dar vor avea un loc de parcare asigurat în fața blocului, mai au de așteptat. Administrația locală de la Petroșani trebuie să refacă hotărârea și regulamentul pe care le-a aprobat în vara acestui an. Am primit de la prefectură hotărârea referitoare la concesionarea parcărilor, mai exact la hotărârea de concesionare a parcărilor. Ne-a invalidat-o pentru mai multe motive. Mă rog, mi se spune că nu respectă dispozițiile legale privind închirierea bunurilor proprietate publică. Sunt și niște modificări pe noul cod administrativ care, în opinia celor de la prefectură, nu au fost respectate. Cum hotărârea și regulamentul aprobat de Consiliul Local Petroșan pentru concesionarea parcărilor de reședință nu a primit aviz de legalitate, documentația trebuie refăcută. În concluzie, nu vom scoate la licitație parcările în municipiul Petroșani, cel puțin în perioada următoare, pentru că trebuie armonizat cu ceea ce cei de la prefectură ne-au transmis. Conform regulamentului invalidat, era disponibil un singur loc de parcare pentru fiecare locuitor al unei zone de reședință, indiferent de câte mașini deține acesta. Mai mult, cei care dețin garaje nu puteau închiria un loc de parcare. Prețul de pornire pentru o parcare fusese stabilit la 10 lei pe lună. O estimare de la acel moment arată că primăria urma să încaseze anual din închirierea parcărilor undeva la 400.000 de lei. La nivelul municipiului Petroșan sunt în evidențele celor de la taxe și impozite 14.000 de mașini cu tot cu tractoare, iar locurile de parcare tot mai puține. Separarea complexului energetic Hunedoara ar urma să producă trecerea termocentralei Mintia în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. Forul județean și-a manifestat intenția de a prelua structura care, la acest moment, produce atât energie termică cât și energie electrică. Preluarea termocentralei Mintia de către complexul energetic Hunedoara va dura. Oficialii județeni nu cred că transferul se va face în acest an. Există o analiză la nivelul Consiliului Județean care arată că instituția nu va avea de unde să pună toți banii necesari funcționării termocentralei. Speră ca aceasta să producă energie și astfel să-și asigure o parte din venituri. S-au purtat discuții și în teritoriu legate de transferul termocentralei, dar s-au făcut și o serie de analize. Numai că RomGaz nu va prelua Mintia. Grupul pe care îl construiește în zonă reprezintă o investiție care va înlocui în zona de centru a României dispariția grupurilor energetice de la Mintia. Oficialii județeni spun că au fonduri pentru preluarea termocentralei Mintia, însă nu în totalitate.
Ordonanța 60 face referire la separarea complexului energetic Hunedoara. Activele viabile ar urma să fie date în plată și astfel să li se șteargă datoriile. Conducerea Consiliului Județean Hunedoara speră ca și termocentrala Mintia să fie degrevată de datorii. Complexul energetic Hunedoara poate fi executat silit. Sunt multe firme care au obținut în instanță dreptul de a executa silit societatea hunedoreană. Cu toate acestea, tot ca urmare a unei hotărâri judecătorești de suspendare a executărilor silite, nu și-au putut recupera banii. Curtea de apel Alba Iulia a decis miercuri că producătorul hunedorean de energie poate fi executat silit. Admite cererile și dispune ridicarea suspendării provizorii a procedurilor de executare silită individuală declanșate împotriva debitoarei. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. dispusă prin încheierea numărul 152 din 29 noiembrie 2016, pronunțată în dosarul numărul 5075/97/2016 al Tribunalului Hunedoara, menține în rest dispozițiile sentinței apelate definitivă. Este sentința pe scurt pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia. Inclusiv ANAF, prin Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, poate de acum executa complexul energetic Hunedoara. În dosarul de la Alba Iulia mai figurează printre părți și Compact Security SRL, Upstrom Industry, ambele prin administrator judiciar, dar și Primăria Vețel. De aproape 2 ani, chiar și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului are o sentință judecătorească prin care are dreptul de a executa silit CEH, pe care până acum nu a putut să o pună în aplicare. Minele neviabile au de recuperat de la CEH undeva la 50 de milioane de lei. Statul trebuie să recupereze ajutoare de stat în valoare de 60 de milioane de euro, amenzi pentru certificate de carbon de peste 2 miliarde de lei, dar și aproape 1 miliard de lei datorii la bugetele de stat. O nouă competiție sportivă s-a derulat în aceste zile la Universitatea Petroșani, o întrecere fotbalistică, la startul căreia s-au înscris 6 echipe de la 3 universități. Mișcare, socializare și voie bună, acestea au fost ingredientele ultimelor 2 zile din campusul studențesc de la Petroșani, totul în baza unui proiect de finanțare de la Ministerul Educației. Am încercat întotdeauna prin aceste competiții să arăt că activitatea studențească înseamnă și altceva decât a învăța. Practic este un eveniment organizat pe o finanțare de la Ministerul Educației. E a doua ediție, am organizat și anul trecut pe aceeași perioadă și tot cu vreme așa de frumoasă. O competiție care strânge alături studenți de la Petroșani și studenți din țară. Importante în aceste evenimente reprezintă socializarea. Faptul că ei se văd cu colegilor din alte centre, discută, vorbesc și e foarte important pentru ei. Eu cred că totdeauna am spus că studenții de la Petroșani nu sunt cu nimic mai prejos decât studenții de la Cluj, de la Timișoara sau de la Craiova, poate doar faptul că n-au reușit să plece sau pentru că își doresc să rămână alături de părinți sau văd un viitor la Petroșani, îi face să rămână aici. Pe terenul de fotbal, tinerii au încercat să-și etaleze calitățile fotbalistice. Studenții au dat dovadă de fair play, neexistând incidente. A fost strânsă prima partidă, am jucat cu Liga Studenților din Petroșani, am condus cu 2-0, după aia s-a întors scorul la 4-2. Dezamăgit de evoluția scorului? Se putea mai bine, dar au jucat mai bine în ei. Până la urmă e bine să faci sport, nu contează. Am venit aici să ne distrăm, nu să câștigăm neapărat. Anul acesta am reorganizat acest eveniment, Cupa Universității de Vest, care avem alături de noi Craiova și Timișoara, care au fost foarte receptivi și au venit pentru a organiza acest... De peste hotarele petroșanilor au venit la noi să debuteze la așa un eveniment. Dorim cât mai mult să animăm campusul universitar. Am debutat cu 2 echipe, echipa de Bobocei Basarabeni și echipa mai bătrâni, adică de anul 3-4 și masterat. Și sperăm și anul acesta, ca și anul trecut, să luăm cupa. Frumos, ne bucurăm că putem participa la asemenea eveniment, le mulțumim organizatorilor. Meciurile până acum s-au desfășurat bine, nu a existat ceartă și ne bucurăm că vremea ține cu noi. Cât de importante sunt pentru voi astfel de întâlniri, ca să le spun așa? Extrem de importante, deoarece putem comunica cu studenții din celelalte centre, să putem lega prietenii și tot timpul la o competiție sportivă te alegi cu amintiri frumoase. Pentru participanți, competiția sportivă a fost motiv de socializare și de voie bună. Spun că astfel își pot face prieteni în alte centre universitare. Și tribunele au trăit la maxim fazele de poartă de pe terenul de fotbal. Sincer, mi-a părut foarte, foarte emoționant. Eu, fiind o persoană
care nu înțelege nimic în fotbal, am început ceva să înțeleg și cu adevărat, țin pentru echipa mea, pentru SBC. Asta cam, mi s-a zbătut inima, nu știu, nu pot să spun de 1000 și ceva de ori. Proiectul a fost depus la minister de prorectorul Eduard Edelhauser. Valoarea acestuia este una simbolică, doar 6.000 de lei. Le oferă însă tinerilor posibilitatea de a face sport și de a diversifica activitățile studențești. La Petroșani au fost prezenți studenți din Craiova și Timișoara, care li s-au alăturat reprezentanților Universității Petroșani. O filmare de aproximativ 20 de minute, făcută în noaptea intervenției la incendiul din Clubul Colectiv din urmă cu 4 ani, ținută secretă, a fost făcută publică de Libertatea. Imaginile filmate de un subofițer care a însoțit primul echipaj ISU București-Ilfov, a ajuns la locul dezastrului și furnizate de un coleg al său ofițer, arată dezorganizare, haos, răniți cărați de mâini și de picioare sau pe paleți, dar poate fi auzit cel care a coordonat la un moment dat operațiunea Orlando Șchiopu, înjurând victimele. Un CD cu aceste imagini ar fi ajuns atunci și la șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, care însă a declarat că, din verificările sale, un astfel de film nu a ajuns la DSU. După incendiul din Clubul Colectiv din seara de 30 octombrie 2015, 65 de tineri au murit, iar alții aproape 200 au fost răniți. Chiar și acum, supraviețuitorii încă se luptă cu rănile, cu operațiile și cu coșmarurile trăite în zilele următoare incendiului. Vineta pentru capitală variază în funcție de norma de poluare a autoturismelor și va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Aceasta se aplică mașinilor sub Euro 5, indiferent de județul în care au fost înmatriculate. Vineta oxigen costă între 5 și 15 lei pe zi în funcție de cât de poluantă este mașina. Taxa se poate plăti și pentru o lună, 6 luni sau un an, iar pentru autoturismele non-euro ajunge să coste și 1900 de lei pe an. Una dintre modificări este că mașinile Euro 4 vor avea voie să circule fără să plătească până în 2021. Totodată, mașinile non-euro, Euro 1 și Euro 2, nu vor mai avea voie în centrul orașului, dar din 2022. Lor li se adaugă cele Euro 3 din 2024. Amenzile pentru cei care circulă fără vinietă corespunzătoare ajung până la 2000 de lei. Cele 39 de cadavre, inclusiv al unui adolescent, găsite în noaptea de marți spre miercuri într-o zonă industrială la est de Londra, într-un tir al cărui șofer a fost arestat, erau cetățeni chinezi, potrivit unor informații divulgate joi de ITV News, relatează Reuters. Șoferul camionului, originar din Irlanda de Nord și în vârstă de 25 de ani, a fost plasat în arest preventiv în cadrul unei anchete cu privire la crimă, potrivit poliției. Camionul a sosit în noaptea de marți spre miercuri în Regatul Unit prin portul Portfleet, pe Tamisa de la Burgis, în Belgia. Miercuri, poliția britanică a fost alertată de serviciile de salvare care au descoperit cadavrele în zona industrială de la Grace, în Essex, la aproximativ 30 de kilometri de Londra. Premierul britanic Boris Johnson a denunțat o tragedie inimaginabilă.